A fost stația din trei în asta, noiembrie. De ce s-a întâmplat? De la ce a pornit? De la cuptor. E sobul cuptor. Și el pe acolo, dacă vă uitați dumneavoastră, are găuri printre cărămizi. Eu n-am știut. Am făcut focul și a luat foc, dar nu mi-am dat seama. Păi și-a luat foc și furca la casă, au făcut unul, au luat primul foc și ceilalte. Încă o furcă, tocul la ușă. Am vrut să o lăsăm, nu am reușit. Păi și nu au venit pompierii. Unii pompieri au demolat. Și n-avea cum strânge. Eu am vrut să mă urc în pod, să nu m-au lăsat. Poate ar veci, da. Să zice, dă-te jos. Nu vrem să stâng. M-au lăsat ei pompieri și au venit. Pa vă soară. Și acum locuiți în casa asta? Acum aici sau? De pe 7 martie am venit. Și văd că au început să vă construiască o casă. Da. Nu știu, băi, sunt puternic, văd. Nu stau deloc. Și dumneavoastră? Împreună cu ei, eu stau la orul. Eu zic să-i ajut. Am mai adus pe cuptatul. Cazul l-am preluat în luna noiembrie, chiar a doua zi când i-a luat foc casa bătrânului. Am fost la fața locului, inițial am vrut să-i luăm o rulotă să poată locui, pentru că a fost iarnă, a fost frig. Dar bunicul a plecat la sora lui, la Botoșani, a stat o perioadă, după care s-a reîntors aici la căsuța lui, deși riscul este foarte mare să se dărâme, după cum ați văzut și dumneavoastră. Și mi-am promis bunicului iarna trecută că îi vom face o căsuță, din toate posibilitățile vom face o căsuță. Și duminică am postat cazul lui din nou, am rugat lumea să mă ajute, iar luni ne-am apucat de treabă. După doar 3 zile am reușit să turnăm temelie, am cofrat, am turnat fundația. Sunt doar 3 zile, uitați și dumneavoastră rezultat. Am reușit să cumpărăm o parte din materiale. Sperăm că lumea ne va ajuta în continuare să reușim să cumpărăm cele necesare să terminăm. Îmi doresc enorm de mult să termin într-o perioadă foarte scurtă, pentru că bătrânul stă într-o cameră unde efectiv este mai rău ca afară. Plouă, bate vântul, e rece. Sperăm că maxim 3 săptămâni bunicul să se poate muta în noua lui căsuță.